Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării. Noul prefect de Gorj are 35 de ani și a fost agent de dezvoltare la un cazinou din Târgu Jiu. Instalarea sa în funcție a fost făcută de un subsecretar de stat care a apreciat că tinerețea noului prefect și dorința acestuia de muncă sunt mai relevante decât funcția de șef de cazino. Angajamentul dumnealui este încurajator și eu cred că va face față cerințelor acestui județ astfel încât lucrurile să meargă bine. Deocamdată să-i dăm credit și... Da, îl cunosc, l-am văzut. Colegii de partid ai noului prefect spun că varianta aleasă este cea mai bună. Au fost mai multe variante, până la urmă am ajuns la această soluție, pentru că din propunerile noastre dânsul a acceptat și dânsul ocupa o funcție semnificativ mai puțin importantă față de ceilalți în administrația publică. Cred că nu am greșit cu nimic și acest fapt se va demonstra pe viitor. Sigur că are o oarecare experiență și va dovedi în continuare că este o alegere foarte bună. Înainte să fie numit prefect, Alin Vasile Văcaru a lucrat ca tehnician la o fabrică din Târgu Jiu, agent de dezvoltare la un cazinou, consilier județean, dar și director la instituții de concentrate sau companii de stat. Acesta spune că nu este rușine că a muncit într-un cazinou și asta nu ar trebui să-i afecteze activitatea pe care o va desfășura de acum înainte. Am urmat toate procedurile legale pentru a ocupa această funcție. Adică am devenit funcționar public, am ocupat o funcție de consilier principal, și acum sunt detașat pe această funcție de prefect temporar. În cât timp ați devenit funcționar? În 3 zile? Sau în cât timp? În 3 zile. A durat mai mult, a fost două etape. Am avut o probă scrisă, după proba scrisă a urmat o săptămână de pauză, am avut pro-interviu, după care am devenit funcționar public. În 3 săptămâni sau cât a durat? 2-3 săptămâni, da. Postul de prefect al județului Gorj a devenit vacant după ce fostul prefect Ion Claudiu Teodorescu a fost numit secretar general adjunct la Ministerul Justiției.